Bună ziua, mă numesc Eduard Borbe, am 22 de ani și sunt student la Facultatea de Psihologie, Știință ale Educației, Sociologie și Asistență Socială. A fi student la Universitatea de Stat implică responsabilitate. Scopurile mele la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea de Psihologie, sunt acela de a deveni un specialist care să aducă alinare pacienților și, de asemenea, un scop major este acela de a fi profesor. Sunt careva reușite atât pe plan profesional cât și pe plan personal. În domeniul psihologiei am câteva reușite chiar și anul acesta. Participarea la Congresul Internațional de Psihiatrie de anul acesta. Participare care m-a marcat în acest parcurs al psihologiei a fost în clasa a noua, când am participat psihologia, așa cum o văd eu, în care mi-am expus gândurile, viziunea și viitorul. Dar nimeni nu se gândea la faptul că eu avea să influențeze foarte mult asupra viitorului meu. Și astăzi sunt student al Facultății de Psihologie al Universității de Stat din Moldova, alegerea cea mai potrivită pe care am putut să o fac vreodată.